armonizarea societății, în același timp un concept și greu, totodată și ușor de atins, pentru că dacă cu veacuri în urmă strămoșii noștri se confruntau cu războaie, cu invazii ale armatelor imperiale, ale armatelor otomane, ale populațiilor migratoare mai devreme de acest moment, astăzi nu mai suntem chemați la arme, nu mai suntem chemați să ne abandonăm familiile fără să știm dacă ne mai întoarcem sau nu, dar totuși trăim și noi un război, un război al dezbinării. Și armonizarea aceasta a societății despre care tot mai auzim așa din când în când că se vorbește, n-ar fi greu de atins dacă am fi dispuși să lăsăm un pic de la noi și să ne întoarcem la acele rădăcini împământenite în seva neamului nostru, în ființa românului, pentru că astea, de fapt, sunt valorile care au stat neclintite și în fața atacurilor din trecut, care atunci erau militare, dar pot sta neclintite și în fața atacurilor din prezent, pe care le vedem mai puțin. Un ideal național realist. Probabil că această idee astăzi nu mai trebuie înțeleasă de într-un ordin, într-o notă geopolitică, cum o făceam poate acum un secol sau cu mai multe veacuri în urmă. Și astăzi, în opinia mea, un ideal naționalist și realist în același timp ar trebui să se concentreze pe atingerea anumitor valori în societatea românească. Și eu văd două puncte foarte importante aici. Unu, încurajarea natalității cu tot ceea ce acest lucru implică și având în vedere faptul că atunci când un popor are un anumit potențial demografic, toate lucrurile înfloresc și vin de la sine, așa cum ne demonstrează și istoria. Și în al doilea rând, încurajarea excelenței, pentru că până la urmă, tinerii care au făcut excelență sunt și tinerii care au făcut istorie. Nu ne-am putea închipui astăzi unirea de la 1918 fără efortul acestor intelectuali care au reușit să manevreze evenimentele astfel încât să împlinească un visuri de veacuri al românilor, dar nu ne-am putea închipui societatea nici astăzi fără anumiți piloni a excelenței care să o poată susține. Și cred că acești piloni ar trebui încurajați și susținuți astfel încât toată construcția să nu se dărâme.